Dorit să ne întâlnim cu dumneavoastră pentru că tema pe care vrem să o abordăm astăzi este una care cred suscită interes real din partea majorității primarilor din județul Arad. Ea se referă la adresa recent venită din partea Ministrului Dezvoltării, domnul Cheche Ochila, prin care informează foarte sec despre faptul că finanțarea de PNDL a fost sistată, că fondurile au fost consumate pentru anul acesta și, prin urmare, toți cei care au ceva în lucru, proiecte în lucru pe PNDL, trebuie fie să suporte plata facturilor din bugetul propriu, fie să sisteze lucrările până când vor veni bani pentru PNDL. Județul Arad este, ca marea majoritate a județelor din România, este destul de afectat. Ne gândim că sunt în jur de 121 de proiecte care, în momentul de față, devin incerte pentru că banii nu mai sunt pentru finalizarea acestor proiecte. Și lucrul acesta nu poate decât să provoace îngrijorare și să ridice o serie întreagă de întrebări vis-a-vis de modul în care acest guvern înțelege să sprijine administrațiile locale și înțelege până la urmă să investească în comunitățile locale. PNDL-ul este un program din care Partidul Social Democrat a adus în județul Arad de-a lungul timpului peste 600 de milioane de lei în diverse programe, în diverse proiecte, atât în municipiu cât și în județ. PNDL-ul a fost, dacă vreți, o prioritate pentru guvernarea social-democrată, pentru că am crezut întotdeauna că investind în comunitățile locale putem genera dezvoltare durabilă și putem să aducem un plus de bunăstare locuitorilor din fiecare comunitate. În fiecare zi aflăm de la primul ministru Câțu că românii sunt fericiți, că românii au tot ce le trebuie, că povestea asta cu creșterea prețurilor este doar în mintea PSD-știilor, că banii pe care îi împrumută într-un ritm alert sunt bani pentru investiții, că asta a făcut și ca ministru al finanțelor, asta face și ca prim-ministru, împrumută 1300 de euro pe secundă pentru investiții. Din păcate, vedem că aceste investiții sunt undeva fie pe hârtie, fie în discursurile domnului prim-ministru Câțu. Pentru